O tânără din Constanța acuză spitalul județean că i-au tratat neomenește mama care a murit în chinuri groaznice. Spune că medicii au legat-o de mâini, iar asistentele au batjocorit-o și nu i-au dat îngrijirea de care avea nevoie. I-au aruncat și castronul de mâncare în batjocură și n-au spălat-o atunci când trebuia. Femeia internată inițial la neurologie s-a stins la terapie intensivă exact în ziua de Crăciun. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Vai, nu mai pot, mamă, nu mai pot și mă rupe de spate. Nu mai pot, că așa eram alaltă seară să nebunesc. Am țipat ca în cură de șarpe. Vai, ce-am mai țipat pe aici. De dincolo de moarte, Paula Tudor, o constanțeancă de 53 de ani, vorbește într-o înregistrare pentru fiica ei de chinurile îndurate în ultimele sale zile. Femeia a fost internată pe 5 decembrie la Spitalul Județean Constanța din cauza unui accident vascular cerebral suferit acasă. A stat câteva zile la neurologie, timp în care starea ei s-a agravat. Au început să apară probleme din cauza personalului medical. În ce sens? Ce au făcut? Mama, deci se purtau foarte urât cu mama, degradant, umilitor, nu-i respectau drepturile. Și aici mă refer la faptul că ea avea nevoie să fie schimbată, îngrijită, să-i se ofere apă, să fie hrănită, dar nu îi se respectau aceste drepturi. S-au scurs 3 săptămâni de groază, în care fiica Paulei privea neputincioasă cum boala mamei avansează galopant și tratamentul nu își făcea efectul. Mai mult decât atât, în loc să vadă o îmbunătățire a sănătății, căpăta și alte afecțiuni. Ce s-a întâmplat când a sunat la 112? Aceștia au luat măsuri și i-au adus apă și au îngrijit-o. Cum am zis, stătea cu orele neschimbată, cu zilele, a făcut chiar și o infecție, o alergie pe spate, chiar pe tot corpul, pentru că a fost neîngrijită și trebuia să se aplice zilnic un tratament, dar nu a fost respectat. Mai puteam de usturim, țipam aici ca în gură de șarpe și n-a venit nimeni la mine. Amalia, adolescentă, a rămas orfană în mod brutal în ziua de Crăciun, abia își găsește vorbele, fost martor a chinurilor și umilințelor, fără să poată face mare lucru. De multe ori mă suna și îmi zicea: Amalia, nu mi-aduc apă, mor de sete. Și eu urma să sun la secție și să vorbesc direct cu doamnele asistente. Și în acel moment ele s-au revoltat și au vrut să se răzbune pe ea și au început să o atace și să-i zică că mănâncă mere, că aruncă pe jos, că face mizerie, face gălăgie. Și într-o seară i-au aruncat cu mâncarea care a primit-o ca să o mănânce, au aruncat-o pe jos și după aceea i-au pus-o în față, arătându-i că o umilesc într-un fel și că asta merită pentru reclamația adusă. Cum își permite să-mi arunce cu mâncarea de pe jos? Pentru că pur și știi ce a deranjat-o, că ai sunat mama și le-ai spus să-mi aducă apă. Dar de ce trebuie să te superi dacă mie mi-a ardea sufletul și eu strigam de 4-5 ore că vreau apă? Paula Tudor, femeia de 53 de ani internată la neurologie, s-a îmbolnăvit în cele din urmă de plămâni. Diagnosticul de bronhopneumonie i-a agravat starea de sănătate și condiția fizică în general, iar testele au arătat că se infectase și cu coronavirus. Durerile n-au întârziat să apară, iar fata spune că mama i-a fost legată de mâini de pat. Era legată de pat, deoarece fiind în această situație, vă dați seama să vă internezi acolo fără să știți dacă este adevărat sau nu. Au legat-o ca să o calmeze, dar ea cum a suferit un atac cerebral, trebuia să fie calmată, să-i se ofere calmante sau în cel mai grav ca să fie sedată, ca să nu sufere alt atac cerebral. Ea a murit, a decedat din cauza unui alt atac cerebral suferit, din cauza stresului și chestiilor pe care le-a suferit în secția ATI. Diagnosticul ei după ce a murit, în urma autopsiei, s-au constatat urme de violență și care este cauza morții? Cauza morții, conform certificatului de deces, scrie că este un atac, un AVC foarte mare, urmat de stop cardiorespirator. Scrie că a avut și COVID, dar cauza principală este mare subliniat că a fost un atac cerebral. Avea urme de violență, ce au spus medicii legiști? Domnul expert legist ne-a spus că prezenta urme de violență, 3 schimoze pe față,
pe mâini și pe picioare, dar și urme de legare de la mâini. Am rămas șocați, foarte șocați de ce s-a întâmplat. Deci pur și simplu, deci ceva incontestabil. De ce le acuzați pe medicii de aici din spital? De ce sunteți nemulțumiți? Ce credeți că s-a întâmplat? Deci ceva s-a întâmplat esențial. Starea era foarte bună în ultimele două zile și brusc s-a schimbat totul. Nu știu care a fost treaba. Ultima perioadă, începând cu 21 seara, deci i s-au schimbat un tratament. Eu discutam telefonic cu ea din Spania zilnic, 2-3 ori pe zi, discutam permanent. Și ultima perioadă eu sunt singurul care am vorbit cu ea și i s-a administrat un tratament greșit. Soția în perioada aia, eu lucrând, și soția mi-a spus și că au venit niște doamne asistente și mi-au făcut o injecție și țipa săraca, și că au, că pentru ce îmi faceți injecțiile astea și că nu aveți voi, eu mâine, păi mâine trebuie să mă externez și dumneavoastră faceți tratament de, nu știu ce tratament. Ce credeți despre medicii care v-au tratat soția? Deci cred că nu au fost competenți și nici nu sunt, nu toți, dar care au fost în perioada asta, lasă de dorit. Soția a murit în ziua de Crăciun? Da, în ziua de Crăciun. Deci nu mă așteptam. 25 decembrie, în ziua de Crăciun, Amalia și-a pierdut mama și Constantin, soția. Femeia a murit la ATI, lăsând în urmă minute întregi de înregistrări pe telefon, în care îi spune fiicei sale cât a îndurat în spital. Ancheta care s-a efectuat de la Direcția de Sănătate Publică și care consemnează că toate procedurile care s-au efectuat au fost corecte, pacienta beneficiind de tratamentul maximal care și corect, conform protocolelor în vigoare care se aplicau la aceste afecțiuni la momentul respectiv. A fost legată de pat împotriva voinței dumneavoastră? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Acum trebuie să înțelegem că voința unui pacient cu accident vascular cerebral, care devine foarte agitat cu tulburări psihice și care necesită anumite tratamente, devine o necesitate. Cum accesul în spital era limitat, am înțeles din anchetă că medicul curant a luat legătura de nenumărate ori cu familia, cu toți membrii familiei, inclusiv cu soțul aflat în străinătate, și bănuiesc că s-a luat și avizul pentru contenționare. Dar referitor la infectarea cu noul coronavirus, ea spune că a fost dusă într-un salon de ATI, că acolo i s-a pus o mască de oxigen împotriva voinței sale și că acea mască ar fi fost infectată, iar ea practic așa ar fi contactat acest deci, atunci, virus. Masca ar fi fost folosită deja. Nu există așa ceva. Atunci când ai o saturație de oxigen care îți periclitează viața, punerea unei măști devine obligație de serviciu. Sigur că sunt multe acuze pe care le-am văzut și noi. Urmează să verificăm și noi o parte dintre ele care pot fi verificate. Sigur că a trecut mult timp de atunci, mai sunt și alte cercetări în curs la alte organe. Și sperăm că adevărul să iasă la suprafață. Susțineți că în cazul acestei persoane era necesară legarea de pat împotriva voinței? Nu pot să afirm așa ceva, pentru că nu cunoaștem detaliile momentului. Știți, decât să se defenestreze, să sară pe geam cineva, cum am mai avut din păcate cazuri, cred că este mai bine să o contenționez contrar voinței. Dar asta este o speculație. Noi trebuie să vedem exact momentele reale și starea pacientului în momentul respectiv. Este adevărat că femeia în momentul în care s-a internat nu avea coronavirus? Era negativă la test.
că avea sau nu avea coronavirus, atunci noi nu putem ști, dar testul a fost negativ. Familia Paulei Tudor încearcă să-și facă dreptate după moarte. A fost și la poliție și la Colegiul Medicilor.